Da, deci ne-am întâlnit astăzi cu Cristian Stan și cu Diandra să discutăm despre nu iubire, deci nu vorbim de iubire. Sigur. Mamă, de când așteptam așa ceva? Vorbim de afaceri. Excelent. Da? Mamă, cred că e primul podcast în care vorbesc cu cineva de business. Da? Da, Serios? foarte serios. Nu m-a întrebat nimeni. Nu știu de ce. Surprinzător. S-a întrebat numai de iubire. Păi azi, nu știu, decriptăm puțin ce faceți voi în spate, că aveți un business destul de măricel. Ok. Câte e-book-uri auzi? Câte cărți ați dat până acum? Tocmai am trecut de 35.000 de Wow. cărți, plus cărți ce înseamnă arta de a te iubi, pentru Așa? că avem și celelalte produse. Gânduri pentru suflet, agendele, calendarele, care sunt cumva produse auxiliare, Și în total? care... Păi 5.000 de gânduri, deci 40.000 de produse până acum, 2.000 de calendare Și cam 1.000 de agende. E ceva. și audiobook-uri, aici Da, nu și știu audiobook. exact. Și nu vreți să intrați, că dacă tot vorbim de business-ul ăsta, nu vreți să intrați și în partea asta de e-books, audiobooks, podcasts, gen... Audiobook avem. Ok. Există varianta deja audio. E la noi pe site, cred că am și acolo avem, cred că undeva la 500 de exemplare. Nu ne-am concentrat foarte mult pentru că noi lucrăm foarte mult prin Facebook Ads, mă rog, Facebook Ads, TikTok Ads, Ok. Google Ads și central pentru noi, adică cum începem relația cu clientul, este prin arta de a te iubi. Nu încercăm să îi vindem altceva și mai departe, clientul, dacă e mulțumit, poate să primească un mail mai departe cu, uite, avem și varianta audio dacă te interesează, gânduri pentru suflet dacă vrei cumva să continui povestea, dar ne concentrăm în mare parte pe cartea Arta de a te iubi. Ok, nu o să te întreb cum ai început să scrii cartea sau că știm deja, cine vrea să Ok. urmărească, na. Pe parcursul tău, se ducă la tine pe Instagram, peste tot, nu? Ai Da, povestit. exact. Vreau să știu cum ați marketat, pentru că e mare diferență între a scrie o carte și a vinde o carte. Cum ați început și ați dat de, nu știu, de funnelul ăsta, ați creat practic o audiență și ați monetizat-o, în teorie. Primul pas, nu ne imaginam neapărat că o să se ajungă în punctul ăsta, adică nu vrem să fim, cum să zic eu, modești sau efectiv nu aveam nicio idee că se va ajunge aici, pentru că eu aveam planul cu notariatul. Tocmai de asta n-am încercat niciodată să monetizez nimic. Dacă intri pe profilul meu, adică tu știi chestia asta, dacă oricine care ne urmește intră pe profilul meu, nu o să vadă niciodată o reclamă cu un brand, nu o să vadă niciodată o promovare la absolut nimic. Singura promovare, de fapt, pe care A am avut-o fost vreodată a una. fost cu Prozis. Prozis, nu știu dacă am voie să zic în emisiunea ta, Da, pot în să, nu știu podcast. cine sunt. E o firmă, cum sunt, de exemplu, MyProtein în România, Prozis e în Portugalia. E o firmă destul de mare care cumva mi-a pus la dispoziție în fiecare lună un buget de X. Aveam 200 de euro în fiecare lună. Mi-a spus să-ți iei ce vrei. Ce ne interesează pe noi este cumva awareness-ul. Și în timpul pandemiei am început toată treaba asta. A fost singura mea promovare. Am făcut asta pentru că oricum în timpul ăla eu făceam antrenamente acasă, oricum îmi luam proteine, oricum Da. și a fost cumva supernatural. Și produsele foarte bune de altfel, adică Da. am și acum echipamentele de sport, le-am spălat de 100.000 de ori, nu s-au deteriorat deloc, adică... Nu vreau să le fac reclamă că nu mai colaborez cu ei, dar eu încă îmi cumpăr de acolo. Adică încă facem chestia asta. Tocmai de asta, dacă ar fi să aleg un produs sau un brand cu care să colaborez, Ceva trebuie ce să fie ceva folosești. ce folosesc. Corect. Dar pentru arta de a te iubi, chiar a fost o poveste interesantă, mi-a fost foarte, foarte frică să fac primul tiraj de cărți. Am fost încurajat de Andrei Ursache să scot 5.000. Eu când auzeam 5.000 am zis, holy shit, nu? Câți Adică, urmăritori aveai atunci pe Instagram? 110.000. Și ți era frică că nu poți să vinzi 5.000? Da. Am avut... Nu Ok. mai încercați niciodată să vindem ceva pe Da, contul de știu, e Instagram total sau diferit, să... adică e total diferit. Nu contează cum se numește. Adică, de fapt, stai că mințim. Primul nostru produs Da. spre vânzare, care a fost, ca să zic așa, produs spre vânzare, a fost în pandemie și a fost un curs, Detox Your Heart, Ok. care comunicarea se păstra pe WhatsApp și erau întâlnirii săptămânale, dacă nu mă înșel, parcă săptămânale erau. Era un curs video. Ok. Da. Și oamenii aveau și acces la Cristian prin întâlnirile astea. Și atunci am vândut, nu știu, undeva la 100, 200, 250. 200 de cursuri. 250 la Ah, 200 de ok. RON. Chiar că a fost un super succes pentru noi, pentru că nu testasem niciodată chestia asta de a vinde ceva. Nu știam dacă avem credibilitatea asta. Eu cumva consideram că contul meu e un cont de citate la un moment dat. Eu nu vedeam pe cineva efectiv cumpărând chestia asta. Și nu ne-a plăcut mult ideea de antreprenoriat încă de când eram în liceu, încă de când eram în facultate. Am făcut evenimente pentru facultatea noastră, strângeam bani la evenimente, făceam evenimente 2000 de persoane, 2500 de persoane, eu împreună cu Și Iandra. era ca și business, adică făceați și bani. Făceam pentru facultate. Făceam pentru A, pentru facultate, nu pentru facultate. Da, noi. da. Adică... Dar îți dai seama că fără să vrem ne-am învățat foarte bine cu planificarea unor bugete, cu alocarea unor bugete, cu contactul cu oamenii, Și gen, dacă o legătura cu faci pentru tine, oamenii. să știi că îți rămâne ceva. Atunci nu ne rămânea. Păi nu, dar zic așa, dacă ai învățat sistemul ăsta. Știam că Da, se poate. exact. Dar ca să răspund clar la întrebarea ta, în momentul în care am făcut, am luat decizia de a scoate cartea,
primul care mi-a zis să nu fac asta a fost tatăl meu. Tatăl meu mi-a zis scoate doar 500 de exemplare ca să nu rămâi cu ele. Pentru mine a fost cumva o dezamăgire totală să văd asta fix din partea tatălui meu, pentru că mi-a dobărât foarte mult încrederea. Am zis cum poate cineva, un super străin pe care l-am întâlnit de curând, să aibă atât de multă încredere în mine că pot să fac asta. Dar... Andrei Rusache e exact. Antrenor, da. Și fix tatăl meu să mă demoralizeze. Am înțeles cumva pe parcurs de ce fac părinții chestia asta. Părinții nu vor să te vadă dezamăgit. Și tocmai de-aia încearcă să-ți coboare așteptările ca să nu te vadă dezamăgit. Dar nu o văd neapărat ca o abordare foarte bună din partea unui părinte. Până la urmă sunt bani, n-ai ce să pierzi mai mult decât bani. Și erau banii pe care îi făcusem tot eu din cursul respectiv. Adică cumva banii pe care i-am făcut în curs, i-am reinvestit în... Ce se face într-un business? Adică am făcut banii nimic și... Da, ăsta a fost avantajul, că noi n-am vrut să lucrăm cu nicio editură în momentul în care am scos cartea și asta însemna că noi trebuia să suportăm costul tirajului, toate costurile noi trebuia să le suportăm. Și noi dacă n-aveam banii ăștia strânși, banii ăștia puși la saltea, oarecum n-aveam cum să ne plătim tirajul de cărți. Pentru că ulterior, având relația cu tipografia pe termen lung și văzând că și noi suntem oameni ok și tipografia aia, și de la tipografie sunt oameni ok, am ajuns, ne plătim la 30 de zile, la 30 de zile, da. Sunt așa. Okay, v-am înțeles. Da, dar la început, banii din start. Și banii atunci, și până la care a fost primul tiraj? 5.000 de cărți. 5.000. Și am avut atunci de pus deoparte 4.500 de euro. Banii ăștia au fost investiți în tiraj, au fost investiți în aparatură, pentru că am vrut să facem totul profit din prima. Am făcut un site pe WooCommerce, am făcut un shop online. De unde ce oamenii... WooCommerce? Mi s-a părut cel mai relevant, pentru că, mă rog, în momentul ăla... În momentul ăla doar pe ăla îl știam. Doar atât îl știam. Și aveam un prieten care facea chestia asta, el ne-a făcut totul și n-aveam cumva... Am plătit pe un landing page, cât a fost? 600 sau 900 de euro? 600 de euro, un landing page, da. Adică... E ok. La momentul ăla nu aveam bani să plătim chestia asta, ne-a zis la final prețul și noi credeam că e 200-300 de euro. Adică au fost niște chestii pe care nu știam să le facem. Păi, hai să vorbim de costuri. Putem să vorbim puțin de costuri? Da. Ca să-ți răspund la întrebare, ce ne-a ajutat cel mai mult este faptul că în primele 24 de ore de la lansare, comunitatea a susținut atât de mult proiectul ăsta. Noi am rămas uimiți de cât de mult au făcut, de cât de mult au susținut. Au susținut tot ce aveam. Adică noi am comandat 5.000, dar prima dată ne-au venit doar 1.000. Și în primele 24 de ore s-a epuizat stocul. De când am anunțat până la finalul zilei, noi vândusem absolut tot. Doar trebuia să trimitem cărțile. Și faptul că am făcut chestia asta ne-a dat nouă un capital foarte, foarte, foarte mare din care am putut să greșim. Pentru că, mă rog, celelalte 5.000 de cărți s-au vândut oricum mai departe. În prima lună ne s-au vândut primele 5.000 de cărți. Ceea ce prima lună? Wow. Primele două luni, nu știu. Da, la final de februarie nu mai aveam deja nicio carte. Ceea ce noi a fost, începuserăm totul în decembrie. Ceea ce a fost senzațional. Și noi neștiind foarte multe despre business în sine, adică nu am avusesem niciodată un SRL sau lucruri de genul ăsta, capitalul ăsta din cele 5.000 de cărți ne-a oferit o plasă foarte mare de greșeli. Adică noi puteam să începem să facem foarte multe greșeli pentru că aveam capitalul care ne asigura faptul că putem să continuăm deci mai departe. Să reinvestiți, practic. Puteam să investim în greșeli, cum să zic. Adică puteam să facem foarte multe greșeli din care să învățăm. Am făcut foarte multe la început. Pentru că nu aveam cost de marketing. Adică singurul cost era cartea. Și pe noi... Costul de producție. Exact, costul de producție. Singurul cost era... Cât era costul de producție ca procentaj din costul de vânzare? 10%. 10%? 10%, da. 10%. După aia shipping-ul? Îl plătea clientul. Deci îl plătea clientul. Și după aia nu aveți costuri de marketing? Depozitare, nu aveți costuri? Nu. 90% rămâne la noi. Mai erau angajații de plătit, dar iar cred că 10% și acolo, aveți o marjă de profit foarte bună. Aveam. Da? Aveați. Aveam. Corect, dacă vrei să scalezi și ajungi la 35.000 de cărți, n-ai cum să ai aceeași marjă. Acum mai avem marjă de profit 20%. Și ăla e un business sustenabil. Da. Dar găsim constant, adică pe partea de marketing, noi mi se pare că ne-am dezvoltat foarte mult în ultima vreme, cum gândim tot sistemul, cum vedem toată viziunea, cum vedem toată strategia, cum înțelegem fiecare piesă a unui business, doar de fapt nu a unui business, a unei strategii de marketing cum trebuie făcute și cred că undeva în luna decembrie, aș putea să zic, cred că o să vedem iară costurile reduse la 50%. De la 80% cât le avem acum, le reducem la 50% și cred că oferta noastră pe total o să fie mult mai bună, chiar și înainte de cost de transport. Nu o să mai suporte clientul cost de transport, o să facem o ofertă atât de bună încât prețul cărții rămâne la fel, chiar dacă inflația crește constant și toată lumea își mărește prețurile, noi rămânem tot acolo. Ba mai mult, nu mai punem clientul să plătească costul de transport, adică avem foarte multe idei care să ne ajute să oferim o experiență mult mai bună clientului, dar și noi să creștem ca și business. Da, păi nu are cum să crească un business dacă nu face bani.
Da, dar uite, ajungi într-un punct de genul ăsta în care cumva toate costurile de marketing ajung să te mânce, pentru că noi în continuare avem 10%, mă rog, avem 15% acum costul de producție, pentru că am început să crească. Am făcut și pachetele mult mai frumoase, dăm foarte multe chestii bonus, cartea vine într-o cutie pe care scrie Artea Te Iubi, are o panglică, o scrisoare înăuntru, adică foarte multe materiale pe care le-am adăugat în costul cărții. Cartea vine cu sticker, semn de carte și încă o cartolină pe care am scris noi un mesaj. O cutie în care, adică clientul nu plătește, nu plătește nimic din chestia asta. Adică clientul plătește cartea, dar noi îi oferim experiența. Cumva asta a fost cumva, toată lumea zice chestia asta. Băi, concentrează-te pe experiența clientului și asta încercăm să facem. Ne-am scăzut foarte mult din profitul nostru încât să putem să facem chestia asta, dar credem că tocmai asta ne dă voie să fim sustenabili pe termen lung. Chiar luăm din profitul nostru, dar reinvestim în experiența clientului. Da, total de acord. Deci, orice produs ai vinde, trebuie să te gândești de când omul care a trebuit să cumpere, de când ajunge la el produsul, ce experiență îi oferă, ca să aibă încredere mai mare în voi, că dacă scoateți ceva sau mai apare ceva în businessul vostru, să poată să cumpere din nou. Exact. Ceva ce are nevoie, bineînțeles. Noi, de exemplu, dacă vrem să continuăm relația cu clientul, cum începe relația cu clientul? Îi oferim cartea, dar el în momentul în care primește cartea, până să o citească, până să orice, el decide fix din momentul ăla. Oamenii ăștia chiar sunt ok sau nu sunt ok? Corect. Și dacă sunt ok, probabil folosește și produsul nostru, recomandă mai departe, face poze la story, ne ajută, devine cumva un ambasador. Dacă nu-i place ceva din felul în care a ajuns cartea la el, e foarte posibil de să nici nu încerce produsul, dar nici să mai cumpere ceva mai departe de la noi. Și toate relațiile cu clienții. N-am avut noi, Doamne ajută, foarte multe reclamații sau foarte multe situații neplăcute pe care să le întâmpinăm. Dar pe toate pe care le-am întâmpinat, întotdeauna n-a fost situație să nu lăsăm de la noi. Indiferent că aveam dreptate sau că nu aveam dreptate, întotdeauna cum vrea clientul, așa facem. Pentru că tocmai vedem colaborarea pe termen lung, nu mă interesează să câștig pe termen scurt. Exact. Spre exemplu, ne-a dat cineva mail odată că vrea să dea agenda retur, agenda pe care el scrisese deja. Noi avem politica noastră doar la carte care se aplică, cu 60 de zile drept de retur și păstrezi și cartea. Adică dacă nu-ți place cartea, o citești, faci ce vrei cu ea, nu-ți place, îți dăm bani înapoi, nici măcar nu trebuie să dai retur, de fapt. Adică o păstrezi și îți dăm bani înapoi. Garanția întotdeauna o să vândă, și adică crește încrederea. Da. Și partea de adică și transportul și cartea. Adică îți dăm banii pe tot ce ai plătit cu noi. Uite, asta e o chestie care ar trebui să fie o învățătură de minte pentru toată lumea care are o afacere sau vrea să dezvolte o afacere. Dacă nu pui garanție, este foarte greu. Eu nu aveam garanție la cafea. Oamenii se ai gustat, de ai... Da. Da, i-am pus două garanții, chiar dacă verși cafeaua la noi în cafenea, e vina noastră. Știi? Și îți dădeam altă, noi ștergeam, dar și îți dădeam altă cafea. Da, uite, am vorbit cu foarte mulți oameni tocmai care au business-uri și le-am spus, băi, uite, garanția pe noi ne ajută super mult. Și el spunea, da, dar o să profite oameni de garanție că... Cea mai mare misconception din lumea asta. Uite, a încercat cineva odată și chiar a fost o întâmplare amuzantă. I-a dat mesajul lui Cristian pe Instagram că, bună, uite, aș vrea și eu banii înapoi pe carte pentru că nu mi-a plăcut. Și Cristian e sigur, lasă-mă un număr de cont, o să-i revin cu factura stornată, la la la. Și tipa a zis, da, nu-i mai vreau, voiam doar să văd dacă chiar te ții de cuvânt sau nu. Mă rog, uite, și tipul cu agenda a scris pe ea, te seama că nu-ți pică bine când vezi că oamenii cumva calcă efectiv pe încrederea asta pe care o tu... Dar pentru un singur om care îți face chestia asta, tu câștigi încă 10. Și nu doar că îi câștigi, îi mulțumești și legi o relație cu ei. Bă, frate, pentru mine e de suficient să fac chestia asta. Adică gândește-te că la o bază de date de, nu știu, 30.000 de oameni, ca să zic așa, aproximativ, cred că 30 maxim au cerut garanția înapoi. Da, de-a lungul timpului. 0, da, și eu am, nu știu dacă știți, și eu am scris cărți, e-book-uri și atât. Adică am intrat în partea asta de tiraj, dar la mine testul a fost pe 50 de cărți, parcă ceva de genul, dar înainte de pandemie. Okay. Și am vrut să văd ce se întâmplă, pentru că citeam foarte multe cărți de dezvoltare personală și educație financiară și psihologie. Până când m-am săturat, deci am citit ultima carte citită pe domeniul ăsta, a fost 10X de la Grant Cardone. Okay. Și pe la jumatea cărții m-am oprit, am zis, bă, eu deja citesc aceleași lucruri. Le-am văzut la Tony Robbins, le-am văzut la Kiyosaki, le-am văzut la toți. M-am pus să scriu. Și am scris cartea la fel, fără niciun fel, am simțit că am prea multă informație, trebuie să o pun în cuvinte pe foaie de hârtie, mă rog. Și n-avem niciun plan să o comercializez sau ceva. După aia am început să întreb în social media, bă, uite, scriu o carte despre oarecum viața mea, parcursul meu, cum văd eu că e viitorul și cum se fac banii, cum am învățat eu să fac bani. Și să-i întreb, bă, ați vrea să o citiți? Și au început pe pol, știi? Păi acolo vezi, testezi piața. Exact. Bineînțeles că întotdeauna pe pol acolo niciodată nu o să fie cifrele pe care le aștepți, dar e un început. După aceea am zis, bă, o să o scot fizic. După aceea a venit pandemia și nu mai existau printăriile. Și după ce s-a dat drumul din case, după alea două luni de stare de urgență sau alertă, nu mai știu cum. A fost
Da, mă rog. Și am vorbit cu cineva, la fel, n-am trecut printr-o editură, că am văzut ce costuri sunt acolo și n-avea niciun sens. Am vorbit cu cineva care putea să facă asta pentru 50 de cărți. Am zis, ok, hai să scoatem 50. Le-am pus prin cafenele, am dat anunțul prin... Asta a pierdut hype-ul, știi? Că între timp, da, lumea era setată pe alte chestii. Și încă mai am vreo 10. 2 ani mai târziu. E, în schimb, în mediul ăsta digital, am vândut vreo 2000 sau 3000 de cărți din asta prima. Pentru că am scris vreo... Fără nimic, da. Și începutul meu practic a fost când am mai scris o carte în pandemie despre revoluția joburilor, cum văd eu în viitor că se vor transforma, digitaliza, robotiza, automatiza, etc. Și aveam două e-book-uri. Ei, și am zis când am dat drumul la TikTok și am văzut că am tracțiune, hai să le dau lor ceva să citească. Și le-am dat-o pe prima. Deci prima, pardon, a doua asta din pandemie cu revoluția joburilor, care are 60 de pagini. E foarte light de citit. Prima pe care am scris-o se numește Notoriu. Mm-hmm. Adică mi-a venit mie în cap cuvântul ăla, știi, și acum a luat amploare la ce fac eu. Și le-am dat-o pe aia pentru 10 zile, mi se pare, ofertă, să o ia gratis, să o citească. Și le-am făcut reclamă pe TikTok. Luați-o gratis, citiți, vedeți cum e. 60 de pagini. În timpul ăsta, după ce s-a terminat oferta, de fapt în timpul ofertei, o aveam pe cealaltă la $2. Okay. Pusă pur și simplu random acolo. Ghiți ce făcea lumea. În timp ce o lua pe asta moca, intra pe site acolo și o lua și pe aia la $2. Mm-hmm. Care avea 260 de pagini. E, percepția lor în momentul ăla, când dădeau feedback și pe Instagram și pe TikTok, bă, am citit cartea aia când a fost la ofertă, da, am văzut-o pe aia la $2, am citit-o, după aia am văzut-o că am pus-o după oferta asta pe aia la altă de 60 de pagini la $4. Okay. Înțelegi? Și percepția lor ziceau, bă, am citit-o pe aia de $2 cu 260 de pagini și asta de $4 pe care am citit-o moca, acum e $4 și avea 60 de pagini și e foarte multă valoare acolo, știi? Și mă întrebau ce mai scot. Și ce vrei să scot? Mă întrebau de primii pași în business, cum se începe o afacere corect. Eu am făcut 7 pași, ceva de genul, cum să nu pierzi banii, da, începe o afacere, ceea ce am făcut. Am pierdut banii, asta e. După aia m-au întrebat de faza asta cu investițiile, adică cum te duci financiar cu adevărat. La noi în România, nu Kiyosaki în anii 80. Da. Știi, tată bogat, tată sărac. Am scris mai multe, mă rog. Am scris și niște ghiduri gratuite, cum să începi cam în orice domeniu, 20 de idei. O grămadă de chestii. Am scris inclusiv un e-book pentru copii de 11 ani. Cum să faci bani la 11 ani? Da. Și făceau, cum să zic, și la 7 ani. Deci filmau părinții și filmau copiii, că i-au învățat să facă contract între ei și părinții. Făceau contract. Eu, Daniel, nu știu cum, semnez că nu știu ce, la vârsta de 7 ani, nu știu ce, astea sunt task-urile. Dat cu aspiratorul, aia pe 5 lei pe săptămână. Exact. Că dacă stai să iei logic până la urmă, orice copil primește bani de buzunar când iese afară, știi? Dar dacă tu sau el și dar îl pui să-și facă patul, să-și spele furculița sau farfuria sau, mă rog. Dacă tu îi dai banii aia, știi, în funcție de ce a făcut, oricum trebuie să facă. Nu înțelege mai bine practic cum se întâmplă educația asta financiară și de acasă? Cred că ajunge să pună și preț pe banii altfel, pentru că înțelege că munca lui cumva este răsplătită. Exact, e răsplătită și că exact. La mine în familie s-a întâmplat chestia asta din clasa 6 până în primul an de facultate, că deja de la facultate nu mai aveam verile libere. Dar până atunci, în fiecare vară, efectiv, din prima zi de vacanță până în ultima zi de vacanță, lucram la firma alor mei. Aveam post acolo bine stabilit, program 2 zile cu una liberă, salariu, și salariu erau banii mei de buzunar pe toată perioada verii. Alți bani extra nu primeam. Te afectează mult chestiile astea. Uite, nu am zis asta niciodată, nici nu cred că am zis într-un post chestia, mai zis de Andrei pe acasă. Când eram mic, cred că la 7, 8, 9, 10 ani, ceva de genul, pentru că nu știu de ce n-am realizat în momentul ăla că îmi place spiritul ăsta de antreprenor, când aveam bani, banii mei, de 10 lei, 20 lei sau 100.000, 200.000, cum era când eram noi mici. Da, inflație. Mă duceam la magazin, cumpăram Cipicao, cumpăram albume, aveam și colecția mea de-alea de Cipicao pe care le puneam și le vindeam și pe alea separat, vindeam sucuri, vindeam orice și mă duceam și scoteam o tarabă în spatele blocului unde era o alee pe unde mergeau oamenii spre pădurea Trivale, cei care sunt din Pitești știu chestia asta. Și acolo pe tarabă îmi puneam toate chestiile pe care eu le aveam la vânzare, cu aia 10-20 de lei pe care îi investeam. N-a fost niciodată un succes, pentru că n-am reușit niciodată să vând mai mult de un suc. Ba, efectiv, le cumpăram cu 6 lei și ajungeam să le vând cu 4 lei doar ca să le dau. Dar îmi plăcea foarte mult chestia asta. Sau mai făceam meditație la engleză cu un coleg care era mai mic decât mine din bloc, un vecin, și mereu ziceam să-mi aducă 50 de bani pentru fiecare meditație la engleză. Și îmi făceam cu el culorile și toate chestiile astea. Eu jucam coci când eram mic, sau spăzi, căram lemne pentru vecini.
Făceam orice ca să fac bani. Dar la coci eram foarte bun și le luam. Jucam cu azugi sau cu monede, știi? Okay, băgate în pământ, trebuia să nimerești cu bila aia. Plecam acasă cu, cu sacoșica, știi, de bani din aia. Da. Dar ce vreau să zic e că se simte. Când ești mic, se simt chestiile astea. Adică vezi efectiv că ai inclinație spre a produce ceva din nimic. Corect. Da, deci pentru cei care sunt interesați nu neapărat de o afacere sau nu neapărat de a vinde cărți, dacă vrei să scrii o carte, că sunt mulți care poate au gânduri mișto sau experiențe mișto și ar vrea să comercializeze o carte. În primul rând, ce-ți trebuie? Îți trebuie audiență, voi asta ați avut și eu la fel am avut. Cea mai, cea mai importantă chestie, pentru 4 ani de zile de când făceam social media, m-am apucat în 2017 de social media. Pentru 4 ani de zile n-am încercat să le vând niciodată nimic, n-am încercat să îi manipulez să facă ceva, pentru că ai văzut că sunt foarte multe persoane în mediul online care efectiv îndoaie cumva, cum să zic eu, cuvintele încât să-i direcționeze într-o parte sau alta încât să aibă ei un câștig. Mă rog, fiecare își face business-ul, nu mă interesează chestia asta, adică nu judec, dar n-am adică nu mi se părea pentru mine ok, pentru brandul meu. Pentru 4 ani de zile m-am chinuit sănătate. Din toate punctele de valoare, din toate punctele de vedere, să ofer nu neapărat valoare, pentru că nu știam că ofer valoare, ofeream din experiențele mele. Ce a fost ok pentru mine, mereu am adoptat atitudinea de student. Am vrut să învăț constant și să dau mai departe, uite ce învăț eu. Dar pentru 4 ani de zile am făcut asta. S-a creat o audiență în jurul ideilor, în jurul comunității, care credea foarte mult în ceea ce îmi doresc să fac, adică nu să le vând ceva, ci să le ofer ceva. Iar în momentul în care am zis jab, grab, cum zice... Right hook, mi se pare. Right hook. De Gary Vee, da. De Gary Vee, asta zice și el, oferă, dar ce înțelege lumea greșit în oferă, ei au impresia că zice oferă, după aia cumva spune-le să-ți dea înapoi. Dar nu-i spune-le să-ți dea înapoi. Oferă și tocmai oferi mai departe ceva care e monetizabil și vezi efectiv dacă... Ce ai oferit până atunci a fost destul de valoros încât ei să înțeleagă că ceea ce urmează să le oferi contra cost este și asta destul de valoros. Da. Uite, sunt o grămadă de oameni în online care fac bani din anumite chestii, știi? Cursuri, că și eu am cursuri, am o universitate întreagă, am scris e-book-urile și cei care sunt din exterior și care nu sunt cu chestii de genul ăsta, nu consideră că trebuie să se duce la modul ăsta. Da. Consideră că informațiile sunt moca pe Google pentru toată lumea. Dar de ce nu suntem toți milionari atunci, știi, ceva de genul? Sau de ce nu suntem toți educați, de ce nu iubim, adică de ce, de ce avem lipsuri? Informațiile chiar sunt peste tot. Știu. Ce nu este cumva accesul la omul care a reușit să implementeze. Trebuie să vezi cine a experimentat. Ați văzut Top Gun? Ultimul? Ultimul nu. Nu l-ați văzut. E un exemplu acolo, mă rog, foarte bun, când, cum îl cheamă pe ăsta? Tom Cruise încearcă să-i bage într-un traseu din ăsta și să scoată 2 minute 30 ceva de genul pe traseu. Și nu reușește niciunul și toți cred că e imposibil. E, și el dintr-o dată în cursă și își pune 2:15, mi se pare. Își setează timpul și îl face. Deci mai puțin 15 secunde. Deci le arată că se poate. Da. Aia e diferența. Și după aia, bineînțeles, le iese asta, excursia lor, vreau să dau spoilere. Da. Ideea de bază e că asta căutăm, de fapt. Și eu am cumpărat cursuri. Am cumpărat cursuri de 1000 de euro până acum, pe business. Și căutam să văd cum a aplicat omul la informațiile astea care sunt moca pe internet, știi? Cum i-au folosit lui și cum a adus omul business-ul de succes. Că asta contează până la urmă, că și eu vreau să-mi duc business-ul de succes, dar pe Google poate găsesc un plan de afaceri, template, poate găsesc un P&L template, dar nu știu cum să-l aplic la mine. Mă uit ca curca în lemne. Ceea ce nu înțeleg oamenii este că sunt niște trigăre psihologice în momentul în care tu cumperi un produs. În momentul în care cumperi un produs, dai bani pe el, înțelegi că e valoros, adică că pierzi ceva la schimb. Dacă eu mă duc la tine și tu îmi zici, hai să-ți dau o carte, ți-o dau gratuit, ia cartea, îți garantez că nu o să o citești. Dar în momentul în care zic dăm 50 de lei la schimbul cărții, crede-mă că te duci acasă și o citești. Asta e chestia, trebuie să știi cu adevărat dacă există cerere pentru produsul tău. Pentru că dacă, de exemplu, îi dai cartea ta unui prieten, că sunteți prieteni și o dai cadou, e posibil, foarte posibil să nu o citească. Exact, pentru că nu a pierdut nimic la Exact, dar când cineva vine automat și îți dă bani, bă, ia banii ăștia și dăm cartea, e clar că vrea să o citească cu adevărat, are nevoie de ea, îi trebuie. Și pe lângă chestia asta, faptul că tu plătești pentru un produs sau o experiență, este cumva un punct de responsabilitate pentru tine. Băi, am plătit, asta înseamnă că îmi doresc cel puțin să fac chestia asta cu adevărat. Nu o să plătesc și las produsul ăla acolo, o să-l plătesc și îl folosesc până la urmă, pentru că dacă nu o să fac chestia asta, înseamnă că doar am pierdut bani. Dar măcar dacă ajung să-l folosesc, înseamnă că am dat bani în schimbul a ceva, o experiență, o învățătură, orice. Și oamenii cumva ajung să aplice mult mai ușor în momentul în care plătesc. Da, la noi în România, cum să zic, e la început piața asta de educație. Which is very good. E foarte bine, da, adică și cred că toată lumea ar trebui să se educe. Adică cum am spus, chiar dacă am cursuri, am consumat bani pe cursuri. Tocmai exact așa funcționează psihologia asta, știi? Am dat bani, am dat
2000 de euro pe cursul lui Onețiu. E logic că l-am susținut pe tot și am fost și la întâlnirile alea, știi, ca să văd. Nu pot să zic că mi-a schimbat perspectiva, sau, dar mi-a confirmat că făceam bine măcar ce făceam. Da. Și atunci, la faza asta, aici vreau să revin. Clientul ar trebui, sau ca să-ți devină client, omul ar trebui să guste din ce dai tu, știi? Poți să-i dai și chestii gratis. Eu, de exemplu, la prima cafenea, dădeam cafele gratis. Bă, gustă și vezi dacă e. Serios? Da, exact. Și vino și cu un prieten, îi dau și lui cafeaua gratis. Dar când pleci de la mine, îți pun în față un card ăla de 9+1 și îți pun și prima ștampilă. Și ție și lui prietenul tău. Mm-hmm. Știi? Și tu când vezi progres acolo, psihologic vorbind, e posibil sau foarte posibil să întorci înapoi. Și așa a fost prima strategie de marketing la noi. La fel este și cu un e-book. Bă, dacă vreau informația structurată, cum mi-a povestit ăsta, într-un, nu știu, un alt e-book pe care l-a dat gratis despre anumite chestii, sau un e-book pe care mi l-a dat ca opt-in, adică gen, ia ceva de valoare, vezi dacă îți place, dar nu e valoarea full pe care poți să o dai, adică nu consider că trebuie să dai totul pe 0 lei. Că dacă, cred că ai auzit de vorba asta sau ți-a auzit amândoi, dacă produsul este gratis, tu ești produsul. Da. Da. Înțelegi? Sunt platforme de social media. Exact. Și atunci te uiți să vezi dacă are sens ce rahat mănânc, ca după aia să intri în programul respectiv sau... Dar până atunci trebuie să-ți dau să guști. Și trebuie să am și garanție. Uite, îmi place foarte mult strategia lui Alex Hormozi, în care zice, bă, sunt pregătit să-ți ofer gratis atât de multă valoare, pentru că scopul meu, și zice la început, scopul meu e simplu, să te iau pe tine de la a nu face, a nu produce nimic, să te duc până la a produce 3 milioane, să ai un business care produce 3 milioane, pentru că știu că în momentul în care tu faci pasul ăsta, în momentul în care tu ajungi la 3 milioane, tu începi să colaborezi cu noi, pentru că businessul lui pe asta se concentrează, să ducă afacerile de la 3 milioane la 5, 10, 30 de milioane. Scaleze, da. Și contentul lui asta face, îți cumva îți dă primii pași din parcursul ăla de la 0 lei la 3 milioane. Da, ceea ce mi se pare senzațional. E foarte mișto, la fel eu de asta am făcut și universitatea. Adică nu e doar pentru a lua bani, trebuie să fie bani, dacă nu ai un preț de intrare, nu e valoroasă, nu o să-ți folosească pur și simplu. Da. Și exact ce ziceam, tu ești produsul dacă am. Plus că filtrezi foarte mult. Și vreau ca oamenii aia care intră să ajungă măcar la același nivel cu toții, ca să putem să facem bani împreună. Când ai o armată de oameni educați în același domeniu, ți-i faci parteneri, ea lucrează cu tine, fac bani cu tine, exponențial mai mult decât ai putea să faci tu singur. Așa am găsit potențialii parteneri. Dar la noi în țară mi se pare că e un lips foarte mare în ceea ce privește nu neapărat educația, cât importanța educației. Oamenii nu se sesizează cât de important e să te educi financiar, emoțional și așa mai departe. Și atunci aici mi se pare că avem noi de câștigat sau și de pierdut dacă nu ne concentrăm pe partea asta. Mai întâi să le arătăm oamenilor care sunt beneficiile în a fi educat emoțional în speță în nișa noastră, financiar în speța ta. Și beneficiile le văd fix la noi, adică la viețile pe care le trăim. Da. Se schimbă viața. Da. Uite, eu cu Diana Rantionat am doi facultate de drept. Ne-ar fi ajutat foarte mult dacă am fi înțeles pe termen lung potențialul pe care poate l-avea facultatea, dacă vreau să mă fac avocat, dacă vreau să... Adică în domeniile astea, da, cumva funcționează foarte bine, dar sunt foarte mulți tineri care nu știu ce vor să facă, dar părinții îi forțează să facă ceva doar de dragul de a face. Și ajung într-un blocaj foarte mare, pentru că ajung să aibă o profesie. Uite cum eram eu cu notariatul, de exemplu. Eu am, efectiv, a trebuit să termin facultatea de drept, să pic o dată examenul de stagiar, să iau examenul de stagiar, să trec 2 ani prin cursurile de stagiatură, să iau definitivatul, doar ca să am curajul să le recunosc părinților mei că eu nu doresc să fac notariatul. Lucru pe care le-am realizat în anul 3. Însă, faptul că am reușit să profit de tot timpul liber pe care l-aveam pe lângă învățat și toate chestiile astea. Adică nu vorbesc din postura cuiva care n-a făcut facultate, care efectiv m-am dus all the way, am făcut tot cu ca cineva care face medicină și trece prin rezidențiat, prin specializări, prin toate lucrurile astea. Doar ca să vezi că nu... Doar ca să văd că nu e ce trebuie, pentru că ajunsesem într-un punct în care nu mă regăseam deloc în ce făceam, dar avantajul a fost că o parte din interiorul meu s-a dezvoltat, în interiorul meu s-a dezvoltat cumva curiozitatea asta pentru dezvoltarea emoțională. Și mergând în paralel cu drumurile astea, că nu trebuie să le faci separat, mergând în paralel cu toate treburile astea, am ajuns într-un punct în care mi-am dat seama, băi, e mult mai important pentru mine să fac ceea ce îmi place în punctul ăsta și tocmai pentru că am continuat să investesc în mine. Cărți, cursuri și le făceam pentru mine, adică eu să fiu ok, nu le făceam ca să fac bani din ele. Cum am zis, 4 ani de zile n-am făcut nimic cu treaba asta. Investeam constant în mine, de ce? Pentru că eu aveam nevoie în interiorul meu să fiu ok. În momentul în care mi-am dat seama cât de important e să faci chestia asta, am început să strig în exterior, băi, faceți și voi chestiile astea că e super necesar. Și am început să fac asta pe Instagram. Am tot zis. E, cumva s-a dezvoltat un business fără să vreau să dezvolt un business. Dar tocmai pentru că
mi-am dat seama cât de important e să fac asta pentru mine. Și așa aduci oameni în jurul tău și așa faci oamenii să creadă în ideea ta. Îi lași să vadă că tu ai aplicat deja treburile astea, îi lași să vadă rezultatele din viața ta și îi lași să vadă care a fost transformarea ta ca și om, pentru că și tu odată ai fost exact cum sunt ei acum. Au aceleași probleme, aceleași gânduri, aceleași obiecțiuni, aceleași obstacole, aceleași frici. Adică eu știu foarte bine treburile astea despre audiența mea. Dacă mă crezi, o lună de zile am stat și am lucrat cu Diandra și cu echipa mea doar pe client avatar. Client avatar ce înseamnă? Să-mi iau toate mesajele din urmă cu 5 ani, să trec prin toate procesele de frustrare pe care le-am avut, să-mi aduc aminte care erau fricile mele atunci și tot, doar ca să înțeleg cum se simte omul care are nevoie de ajutorul meu, tocmai ca să-l fac să înțeleagă că știu în ce poziție este și tocmai să-i arăt că știind în ce poziție este, știu care e cea mai bună soluție pentru el ca să ajungă acolo unde își vrea să ajungă. Adică am intrat într-o nișă pe care o cunosc perfect, tocmai pentru că eu am fost la un moment dat clientul meu perfect. Omul care avea nevoie. Ai văzut problemele tale în primul rând. Exact. Am mai zis chestia asta și eu de fiecare dată, că toată lumea mă întreba cum să găsesc o afacere potrivită de acum încolo, știi? Dacă eu am investit în cafenele și mie mi-a prins bine, nu înseamnă că și ție s-o prindă bine. Sau că e de tine domeniul ăsta. Exact. Nu știu, îți place foarte mult pizza. Ești foarte pasionat de, trebuie să aibă blatul, nu știu cum, ești migălos, ți-o faci acasă, ți-o comanzi de la cea mai bună locație din oraș, dar sunt probleme. Nu-ți place că ți-o livrează prea greu, nu-ți place că nu-i blatul de fapt la perfecție și că tu o faci mai bine. Ai o idee de business acolo, că mai sunt unii ca tine care au aceeași problemă. Că ai identificat o problemă. Aia trebuie să fac un antreprenor. Și aici nu se concentrează majoritatea. Unde mă duc cu niște bani într-o piață să fac bani cât mai repede posibil, știi? Ce mai mare prostie pe care poți să faci? Așa îi pierzi. Oamenii oricum se uite, mai ales în zona asta de cripto acum. Nu vreau să crezi că dau un ninja sau ceva, dar sunt foarte mulți oameni care se duc foarte mulți către cripto, pentru că cred că acolo e salvarea lor. Exact. Which is ceea ce e o foarte mare greșeală, pentru că ajungi în cripto, oamenii de fapt care au făcut adevărat bani din cripto, sunt oamenii care făceau asta înainte să se facă bani din cripto. Făceau cripto înainte să se facă bani din cripto, pentru că erau foarte pasionați de tehnologie, de ceea ce înseamnă, de... simțeau din spate oportunitatea înainte să existe oportunitatea. S-a documentat înaintea exact. Multora. Pentru că știau, înțelegeau ce înseamnă tehnologia asta. Și au reușit să facă bani din treaba asta tocmai pentru că au urmărit ceva ce le făcea plăcere, nu ceva ce creează bani sau care strălucește. Nu vreau să crezi că zic, domnule, trebuie să faci doar ce îți place în viață, pentru că știu care e cumva răspunsul tău pentru asta. Dar nu, cumva cealaltă fața monedei este nu te duce către ceva ce face bani doar pentru că face bani. Dacă tu nu te regăsești acolo, tu o să ajungi într-o piață care e atât de saturată încât tu nu o să poți să-ți faci loc printre ei, pentru că sunt mulți care sunt mult mai buni decât ei. Cred că analogia cea mai bună aici e exact ca și cum ai merge la un job pe care îl urăști doar ca să ții un salariu puțin mai mare, când, de exemplu, ai 4.500 de lei pe lună net și mergi acolo cu lehamite, de-abia aștept să facă weekend, nu ai cum să progresezi dacă mergi cu lehamite. În loc să mergi la unul, nu știu, poate care te plătește 3.000 de lei pe lună, nu pot să spun că scazi standardul de viață, că nu e o diferență foarte mare acolo, dar ai șansa aici, unde îți place, la 3.000 de lei, gen să crești mult mai mult. Tocmai pentru că îți place și tocmai... Asta am simțit, de exemplu, pe partea de notariat. Toată lumea zicea, du-te la notariat că se fac bani, că mamă, ce semne notarii, ce prestigiu, ce statut, ce... Și am zis, băi, mă duc într-un domeniu în care poate pot să devin cel mult mediocru, dar de ce n-aș alege un domeniu în care poate că nu sunt la fel de bine plătit la început? Poate că trebuie să-mi asum mult mai multe riscuri, adică că nu e nimic sigur, dar oricum nimic nu e sigur nicăieri. Dar mă duc într-un domeniu în care eu mă trezesc, îmi doresc cu ardoare să mă trezesc la 6 dimineața, să încep să citesc pentru domeniul ăla și după aia să fac treabă și mă uit la ceas și nu-mi dau seama când s-a făcut 8 seara, încât să mă iau o pauză. Adică nici măcar nu mă gândesc la weekend, zic, mamă, stai să facem mișto că e weekend acum, că nu mai lucrează nimeni și am eu mai mult timp, că nu mă mai deranjează nimeni, am mai mult timp să pot să fac treabă. Ăsta e domeniul care trebuie să... care trebuie să activezi, chiar dacă la început nu ești plătit. Exact. Trebuie să fii dispus, dacă ai zero experiență într-un domeniu, trebuie să fii dispus să muncești moca la început. Oricum ai timp, adică și dacă lucrezi într-un job, ai 8 ore, mai dormi încă 8, sunt 16 ore, ce faci cu celelalte? Deci chiar mi-a comentat cineva, bine, sunt mulți care zic același lucru, mi-a comentat cineva, am văzut comentariul și mi-a rămas întipărit în creier. Eu dacă merg 8 ore la o muncă, care nu-mi place, 9 ore chiar, mai stau și peste program, uneori mai fac și mult până acasă, pe drum, cum mai stau eu să fac după aia altceva, 4 ore, 6 ore, știi? Problema este, tocmai asta este problema, pentru că nu ești unde trebuie, la jobul ăla care nu-ți place, știi? Și dacă n-ai fi acolo, de ce te plângi atunci? Dacă tu preferi să fii acasă, să dai drumul, că joacă FCSB cu Hermannstadt,
Și dacă vrei să stai să te uiți la meci că ai obosit și să-ți mai bei și o bere și de dimineață zici că mă trezesc o oră mai târziu că sunt destul de obosit, de ce te plângi că nu-ți place stilul de viață? Că măcar nu te mai plânge. Sunt unii care sunt perfect fericiți cu chestia asta. Bă, da. N-am un job care îmi place, dar... Tai cum merge la muncă, știe stabilitatea de weekend, adică mai are mecanic auto, știi? Și respect pentru chestia muncește, asta. Da, muncește peste program dacă vrea, exact. Pur și simplu că na, face bani în plus. Se duce în weekend dacă vrea, adică doar sâmbătă până la ora 1, ceva de genul. Și știe clar, sâmbătă seara, ce e liniștit, duminică masă în familie, mănâncă ceva sau ies undeva, sau ieșim undeva, că acum, dacă m-am mutat, na. Să mâncăm ceva, bea ceva, înțelegi? Se odihnește după aia de la capăt și e foarte ok cu asta. Dacă ești fericit cu stilul ăsta de viață, e adică asta îți dorești, până la urmă, să fii fericit. Dar dacă ajungi într-un punct în care tu nu ești mulțumit de viața ta, de ce te plângi? Adică nu de ce te plângi, plânge-te, nu e nicio problemă. De ce nu faci ceva în privința asta? Pentru că schimb ceva. E clar că o multitudine de decizii proaste, nu neapărat din vina ta, te-au dus acolo, dar este responsabilitatea ta să te scoți de acolo. Și poate e nevoie ca să strângi puțin din dinți, să-ți faci puțin, eu știu, vergeturi aici sub ochi pe de la oboseală. Ciarcăne? Vergeturi bună asta. Ciarcăne. Mă gândeam la MOV, nu știu ce am zis, vergeturi, ciarcăne. Dar 2 ore, măcar în fiecare zi, pentru un an de zile, crede-mă că te scot din tot căcatul în care poți să fii vreodată. Dacă doar 2 ore în fiecare zi, pentru 365 de zile, le investești în altceva, într-un side hustle, într-un an de zile tu ai ieșit de acolo. N-ai nevoie de un an, mai mult de un an, nici un an nu cred că ai nevoie. Consider că e mai bine, de exemplu, când vrei să schimbi macazul într-un alt domeniu, e mai bine să nu te gândești la bani și să te focusezi doar de domeniul ăla, să înveți cât mai mult posibil din el? Cred că e bine să fii responsabil, să-ți dai seama care este suma minimă de bani care să-ți acopere cheltuielile tale normale. Și ești de acord că ai putea să mergi în altă parte pentru suma aia minimă și exact, să investești exact. Majoritatea timpului exact. În altă parte? Asta vreau să zic, să te gândești care e suma minimă, adică nu să nu te arunci pur și simplu, gata, nu mai fac nimic, pentru că am văzut oameni de genul, gata, nu mai fac nimic și după aia se trezesc într-o poziție în care își dau seama că nu fac banii aia și de frică se duc într-un loc și mai prost decât ăla. Gândește care e suma ta minimă, vezi unde poți să faci banii aia și să fii totuși ok cu decizia asta și după aia restul timpului sau restul banilor investești prima dată în tine, pentru că o să ai prea puțin bani la început ca să investești în altceva. Investește în tine, cum ai zis tu, cursuri, mentori, acces la evenimente, fel de fel de lucruri care pur și simplu să te aducă într-un context în care să-ți pună rotițele în mișcare, de atât ai nevoie. Pur și simplu și la evenimente, dacă e un speaker undeva, du-te acolo, pentru că fii sigur că dacă te-ai dus acolo, în sala aia mai sunt mulți oameni care pot să te ajute. Dar nu te duce că te ajută oamenii, pur și simplu să-ți faci un networking, să înveți să cunoști oameni. Și în momentul în care faci chestia asta, tu pur și simplu începi să lucrezi în direcția în care îți dorești să te duci. Și asta mi se pare cel mai important. Exact cum am zis, o să dureze poate un an de zile, dar crede-mă că după un an de zile o să fii acolo unde îți dorești să fii. Mai aveți, nu știu, alte planuri aici să scalați afacerea? Nu știu, alte produse? Nu produse, da, putem să dăm spoilerul pentru că oricum o să vină probabil în luna... Doar cu prima parte, cu a doua nu. Pe zi tu că nu știu care e prima parte. Produsul de Absail. Ok, produsul de Absail. Foarte mulți dintre cei care apelează la cartea Arta de a te iubi, apelează dintr-un singur motiv, mă rog, clientul ideal, că pe asta ne concentrăm, apelează dintr-un singur motiv. Sunt într-o relație toxică cu un alt om, știind că lucrurile nu merg bine, nu știu ce să facă mai departe. Ba nu au nicio soluție pentru a îmbunătăți relația sau nu știu nicio soluție pentru a îmbunătăți relația, ba știu că relația nu mai are niciun viitor, însă se simt blocați acolo și le este frică să plece. Și asta putem noi să rezolvăm pentru clientul. Să-i dăm cumva perspectiva pe care noi am adoptat-o pentru a soluționa cumva treaba asta. Adică să zic, bă, ești în poziția asta, uite ce trebuie să faci. Însă, fim ghidul lui. Da, să fim un fel de ghid care să zică ce trebuie să facem în poziția asta. Însă ce ne-am dat noi seama pe parcurs este că cu toate că oamenii înțeleg foarte bine informația pe care o dăm, empatizează foarte, foarte mult cu ea și sunt 100% de acord că ar funcționa pentru ei, pentru că deja a funcționat și pentru alții, le este teamă să o aplice. Au un blocaj interior care nu le dă voie să aplice acea informație care știu că este bună pentru ei. Și am făcut o analogie ca să înțelegem mult mai bine despre ce vorbim. E ca și cum cineva m-ar ruga să-l învăț cum se face cea mai bună prăjitură, însă lui este frică să intre în bucătărie. Adică degeaba zic eu cum să faci treaba aia dacă ți-e frică să faci pașii respectivi. Și dacă vrem să facem un produs de upsell care o să fie tot ca un fel de curs video, dar un curs video... nu știu exact cum să-l explic...
nu să fie un 1-2-3 pașe, pur și simplu tot așa un fel de ghidare, ca și cum ai vorbit cu un psiholog, dar o să fie online, dar o să fie, mă rog, preînregistrat înainte. Exact. Care o să îl ajute pe omul respectiv să-și dea seama de blocajul respectiv, adică să-și dea seama, uite, tu ai un blocaj, de unde vine blocajul respectiv, ce reprezintă blocajul respectiv și ce trebuie să faci pentru a depăși blocajul respectiv. Este ca și cum ai face un produs care să te ajute să scapi de frica care te blochează în a folosi cartea de a te iubi la potențialul ei maxim. Și asta o să fie produsul nostru de upsell. Asta o să ne permită nouă să putem să avem un order comandă medie mai mare. Și în momentul în care noi avem o comandă medie mai mare, putem să scalăm mult mai ușor, pentru că unu, avem mai mult, putem să investim mult mai mult în marketing și doi, putem să facem o ofertă mult mai bună. Aici vreau să zic de treaba de transport. Dacă comanda noastră medie este mai mare, noi o să ne osumăm costul de transport pentru carte. Adică o să spunem, cartea o să vină la tine cu același costul ca și cum te-ai duce la librărie să o cumperi. Numai că o să vină la tine acasă și ea vine unde ești tu, nu te duci tu la ea. Și în momentul în care o să facem chestia asta, din nou business-ul o să crească, pentru că oferta o să fie mult mai bună, conversia o să fie mult mai bună, adică de asta zic că cumva am început să vedem toate lucrurile astea ca niște, cum să zic eu, vedem Laur, băiatul nostru de la Ezur, că tu l-ai cunoscut pe Laur, ne-a făcut să vedem lucrurile așa, ne-a zis, gândește-te la tot ce faci tu ca la o mașină și după aia gândește-te la fiecare funnel sau fiecare element pe care tu îl pui în business-ul tău și în brand-ul tău, cum ar fi contul de Instagram, TikTok, oferta, landing page-ul, toate astea, gândește-te la ele ca la părți ale mașinii. Tu trebuie să faci fiecare parte să funcționeze perfect ca mașina să meargă cât mai repede. Și ne-am dat seama că arta rămâne în continuare motorul. Okay. Da, arta rămâne, nu o să ne concentrăm pe a scrie altă, toată lumea ne întreabă când a doua carte, când. Mie mi se pare că lumea, dacă reușește să aplice cartea asta cum trebuie, n-au nevoie de altă carte pe partea de dezvoltare emoțională. Pentru că ce te învață cartea asta este cumva să-ți asumi responsabilitatea pentru viața ta. Toată lumea crede că e o carte despre relații, despre iubire, despre spoiler alert pentru cine a citit-o. Te învață pur și simplu să-ți asumi responsabilitatea pentru propriile trăiri, sentimente, reacții, încât tu să fii ok cu tine. Cred că ai văzut și tu, în momentul în care tu ești ok cu tine, ai încredere în tine, ai confidence-ul ăsta în puterile proprii, toate lucrurile încep să meargă mult mai bine în jurul tău, pentru că te bazezi pe tine constant. Poți să te îndrăgostești de cineva, poți să dezvolți o relație cu cineva, dar în momentul în care lucrurile vezi că nu mai funcționează bine, nu mai acționezi sau nu mai reacționezi din frică. Cred că poți să relaționezi cu strategia asta. Eu, de exemplu, primul meu curs de antreprenoriat, am spus acum un an de zile, asta a fost baza mea, știi, 5 ani de zile în business, mi s-a cerut, da. Exact, adică n-am făcut nimic fără să existe cerere înainte. Da, da. Și după aceea mi s-a cerut curs de cripto, am intrat în cripto foarte, foarte deep și am văzut fundamentale și de asta cred în tehnologie, de asta sunt acolo, nu pentru a face bani. Știu că tu ți-ai făcut sute de ore de research, adică mereu zi. Sunt la 4.000 mai Și în timp ce investesc, știi? Dar nu sunt, nu m-am trezit în 2016 că cripto e nu știu, m-am trezit mai târziu, asta e. Și după aia mi se tot cereau alte chestii, pe marketing, pe vânzări, pe așa, bro, nu-mi place chestia asta pentru că consider că, exact cum ai zis și tu, dacă am un produs, știu că ăla te ajută în orice. Am făcut, de exemplu, două module speciale lângă cursul de antreprenoriat, care vin la pachet, de marketing, știi, și vânzări, și branding, și încă unul pentru scalarea afacerii. De exemplu, ai o cafenea, trebuie să deschizi 10. Ce ai de făcut? Bancă, chestii, știi, marketingul se schimbă furnizorii, se schimbă tot. Cum negociezi. Și consider că acolo e tot, știi? După aceea cursul de cripto pentru începători, investitori, și nu-i de trading sau ceva, după aia mi s-a cerut, da, NFT-ul, da, nu știu ce, și mi se tot cereau chestiile astea, și zic, bă, dacă înveți bazele, după aia te duci singur. Exact. Cauți după aia informațiile și să le aplici singur. Nu ai nevoie de cum face majoritatea populației, știi, citește 70.000 de cărți. Dacă scot 70.000 de cărți, le citesc pe toate. Pentru ce? Sau iau, de exemplu, iau cursurile mele și mai fac membership-uri și prin alte 7 comunități, știi? Mi se pare o porcărie, deci tu dai bani în pulea fără să aplici nimic. Exact. Aia e problema, de fapt. Și atunci mi-am dat seama că nu vreau să merg în direcția asta. Am spus primele două cursuri, am oprit orice fel de vânzare și șase luni de zile am lucrat la Universitatea Notorious, care e pe bază de NFT. Plătești NFT-ul, ai pe viață și acolo aducem cursuri care se cer. Și probabil că acolo ai creat efectiv contextul în care oamenii să învețe mult mai mult să aplice ceea ce ai făcut deja. Și să nu mai nevoie de altceva. Exact. Deci exact. Vrei ceva, ok, găsim profesor, aduc pe cineva să-ți predea fix chestia. Tocmai ca să-ți explice mai bine elementul ăla, dar să nu mai dai bani, asta e și ideea. Nu, ei își fac în continuare, iau și de la ăla, iau și de la... Ok, treaba voastră, știi? Dar cam asta am gândit și eu, ca să pot să aduc valoare într-un singur loc și omul să aibă
o singură plată pe viață acolo. Deci asta a fost, de asta am și oprit, că puteam să fac varianta cealaltă în care făceam o grămadă de bani. Apropo, am făcut din astea două cursuri 300 de, 300 ceva de mii de euro. Doar din alea două cursuri la început. Dacă scoteam, că acum sunt 9 cursuri în universitate. Pur și simplu făceam cross-sell și upsell în continuu la fiecare curs și făceam un milion lejer de acolo. Lejer, lejer. Și am zis, bă, nu, pentru că nu văd sustenabilitate. Trebuie să scot cursuri continuu, upsell, cross-sell. Și nu are nicio relevanță. Și probabil tu vrei să ai un impact în viață, nu pur și simplu să le ceri exact, bani. Adică... Exact. Și așa scalezi afacerea, știi? Creează un singur produs super de bază, înțelegi? Și acolo scalează intern, ca să poți scalezi și extern. Exact cum ați spus și voi. Asta o să fie și la noi al doilea pas mare pe care vrem să-l facem, dar despre asta nu prea aș vrea eu să vorbim, nu știu dacă Cristian vrea. E cumva un proiect total diferit, are legătură cu arta de ATB, dar e... Mama, să fie... E total diferit, adică nu... Dacă nu vreți să dați spoiler, nu dați, puteți să dați un indiciu. Nu, că putem se să... Se va crea tot așa o comunitate, gen cum ai tu pe nișa ta, Notorious, așa o să facem și noi, dar nu pe bază de NFT sau așa. Cel mai mare spoiler pe care vreau să-l dau, asta mă entuziasmează cel mai mult și pe care l-am recomandat tuturor, ți-l recomand și ție, am zis și lui Vlad, am văzut că a anunțat astăzi pe story treaba asta, să iei oamenii din online și du-i în offline, fă-i să se lege între ei. Pentru că asta e diferența dintre audiență și comunitate. Audiența sunt cei care te urmăresc pe tine, comunitatea sunt cei care se interconectează între ei și acolo ajungi să faci schimbarea adevărată. Și asta vrem să facem cu oamenii noștri. Să aveți și niște întâlniri fizice. Exact, să creăm contextul ăsta în care să poată ei să se vadă între ei, cum ar fi, nu știu, workshop-uri, retreat-uri, evenimente din brand minds, adică lucrurile astea ne le imaginăm. Și mai puțin partea de cursuri și chestii, pur și simplu context. Aia să fie practic baza. Exact. Ai uitat ceva, revii la ele, că de asta e foarte scalabil mediul digital. Dar să fie cumva conexiunea asta între ei, asta ne dorim foarte mult și asta cred că o să schimbe jocul pentru foarte mulți jucători din România. Eu am început, fac chestia asta, de asta am pus fixed cap, gen 10.000 de locuri forever, 10.000 de NFT-uri și în spate să creăm o conferință. La fel, începem de la 100 de oameni, acum sunt 600 ceva de oameni. Începem de la 100 de oameni prima oară. Vedem, găsim un loc undeva, un hotel. Un hotel, exact. De exemplu, unul din cei care au luat, deci sunt două levele pe NFT-urile noastre, unul de 600 de dolari, care îți oferă accesul clasic și unul de 4.000 de cel dolari. Cel pe care l-ai avut la podcast, da, l-am adus la podcast, aici. Am mâncat pizza, am băut whisky, am vorbit de viață, are și el, are afaceri din imobiliare. Nu ne-ai pus o apă și un Snickers. Da, asta este, l-a dat 4.000 de dolari. Ideea e că am vrut să... Și l-am cumpărat noi. Am vrut să cunosc și l-am întrebat, deci am făcut podcast cu el și l-am pus public. L-am întrebat, ești nebun, de ce ai făcut asta? Bă, mi-a țățăit fundul când am făcut purchase-ul ăla de 4.000 de dolari. El e în imobiliare, are mai multe apartamente prin București. Și l-am întrebat care a fost psihologia, știi? Mă rog, a explicat pe... Am clipul tot aici pe canal. A explicat care a fost psihologia, știi? Ceva la care te gândești ca și comunitate exclusivă sau exclusivistă, la modul ăla, știi? Și vreau să fac tot, exact ce ai zis și tu. Și vreau să-i aduc pe rând, vreau să le dau concursuri intern ca să câștige și bani și întâlniri cu mine. Și, da, aia cred și eu că e ceva ce le-a... Da, eu întotdeauna am fost adepta comunității chiar și... Când abia ne apucasem, mă rog, Cristian în speță, că el e subiectul principal aici, se apucase de Instagram, îți dai seama că atunci, în 2017, nu era amploarea care e acum și atâtea cursuri despre social media și așa mai departe. Da, era totuși destul de liniștit. Erau numele mari pe lifestyle și atât. În rest, nu era mare lucru. Și atunci era conflictul ăsta, că el voia să-și crească contul, dar ajunsese să-și crească contul, dar să nu-și mai cunoască audiența și nici audiența pe el. Okay. Și atunci nu știu de unde a venit și zic, hai să încercăm să-i fidelizăm pe ăștia pe care îi avem, să-i apropiem, să ne cunoască mai bine, să formăm o comunitate. Fix asta e termenul de comunitate, că asta e important. Și uite-ne acum 4 ani mai târziu de la momentul ăla, cred că au trecut, în care ajungem la concluzia că comunitatea e baza, cel puțin în momentul în care ești pe... Comunitatea mai restrânsă. Da. Deja mai ai 200.000 pe Instagram sau cât ai tu, deja mai am, eu de exemplu, însumez 750.000 în momentul ăsta pe toate platformele. Cel mai mare pe nișa mea pe orice platformă, degeaba am atâția. E clar că am știut cum să atrag atenția, dar dacă nu crești ceva intern, nu o să fie sustenabil. Tocmai de asta e foarte bine, dar uite că mi-am adus aminte de treaba asta. Am avut un proiect, se numea Book of the Week. La început, în fiecare săptămână, propuneam o carte și o citeam și după aia o povesteam oamenilor. Îi chemam eu la cafea, eu le plăteam cafeaua, îi chemam pe ei să le povestesc ce am citit ca să le ușurez munca. Ce-i drept, asta cumva cred că a fost și o greșeală din partea noastră, am făcut doar o ediție, m-am descurajat eu după aia. La prima ediție, singurul om care a venit a fost Diandra. Nu eram împreună. A, serios? Da, nu eram. Ce tare. Da, mă rog. Vorbeam. Vorbeam, dar a venit ea și am povestit ce citisem atunci.
După mai... ai început să ți le pui pe blog. Da, am început să le pun pe blog, dar acolo mai urmăreau oameni. Ce muncă în spate? De când ai început să faci chestia asta? 2017, la începutul anului 2017. Și o chestie, am mai făcut o întâlnire la un moment dat, tot așa am zis, hai să ne vedem la Five to Go, hai să bem o cafea împreună, scuze cu Five to Go. Nu, nu ne-am dus la Five to Go, ne-am dus la French, că era lângă facultate. Păi da, de chemasem la Five to Go inițial. Da, nu. Mă rog. Nu știu, și... partener cu Five to Go, adică te rog. Ah, da, da, chiar, da, chiar, cu da. Ah, da, la Five to Go. Am rupt Five to Go în facultate. Da, da. Și acum este prieten cu ei. Am ajuns acolo. Ah, uite, cu Five to Go ai avut colaborare. Ah, da, mi-au dat 10 cafele gratuite pentru un giveaway. Da, noi el n-a primit nimic, gen. Da, gen cafele gratis. Ok. Și a venit o singură persoană la evenimentul ăla. Bă, da, a fost atât de mișto să cunoști singurul om care era dispus să vină să te întâlnească pe tine. Foarte mișto. Și, mă rog, lucrurile s-au legat foarte bine mai departe. Acel singur om care a venit atunci ne-a făcut nouă mai departe conexiunea cu CBI. Cred că tu știi pe CBI, cel care ne făcea nouă videoclipurile la început. Nu știi dacă te... CBI, ce înseamnă? Cel bine intenționat? Așa îl cheamă pe el, Andrew CBI, Andrei CBI. Ok, mă rog. Cel care ne-a ajutat pe noi să facem content la început, cel care m-a ajutat pe mine să fac cursul la Detox Your Heart, adică s-au legat lucrurile foarte interesant. Dar concluzia asta, vrem să mergem, ăsta e următorul plan. Nu ne mai interesează neapărat să creștem comunitatea, nu m-am mai concentrat pe a crește comunitatea aproape deloc. Și surprinzător crește din ce în ce mai mult în ultima vreme. Când te focusezi intern, că și la noi a fost exact la fel, știi? Am lansat universitatea, s-au mintat NFT-urile de început și aveam doar 3 cursuri la început. După aia ne-am focusat doar intern, am creat până la 9 cursuri. Am muncit intern, am vorbit cu ei, le-am cerut feedback, ce mai vreți să vedeți, le-am adus în plus, am început să dea NFT-urile. Culmea. Deci, na, un insight pentru cei care dezvoltă afacerea. Când să te concentrezi pe efectiv pe a oferi valoare, atunci începi tu să crești din toate părțile, ceea ce mi se pare senzațional. De asta trebuie să vină în etape marketingul ăsta, awareness-ul mai ales în principiu. Și pot să fac la fel o analogie pentru cei care vor mai mult context aici, la o cafenea clasică. Acolo poți să vezi, poți să pui mâna pe cafea aia, poți să pui mâna pe bar. Este exact același lucru. Deci noi am făcut treaba cu marketingul, dar după aia intern nu mai creșteam. Și am început, am renovat. Am schimbat tot, am făcut în Five to Go după aia până la urmă, știi? Că am vrut să ne folosim și de brandul lor, care era mult mai puternic decât al nostru. Și am schimbat lucrurile intern, ca să știm că fidelizăm în continuare. Pentru că după aia, dacă clienții tăi sunt mulțumiți, o să vorbească mai departe. Și ăla e cel mai bun marketing, de fapt. Word of mouth. Noi cu marketing am avut o problemă foarte mare. După ce am terminat primul tiraj de cărți, a fost efectiv un picaj așa, gen eram super, super sus pe culmile munților și am picat direct în cap. De ce? Pentru că se epuizase audiența de pe Instagram. Da. Și atunci trebuia să duci extern. Și du-te extern dacă știi cum. Da, tu mi-a fost. A început Cristian, a început el cu Facebook Ads să seteze, cu Google Ads, la la la, nu știu, cred, 2 săptămâni, maxim o lună. Vindeam o carte cu 75 lei. Da, a fost 54. Vindeam pe minus 20 lei. Și după ne-am găsit un băiat cu care am colaborat. Zic, hai să avem încredere în el. Și eu mă ocup de acte, știi? Și în fiecare lună scoteam foarte multe facturi de la Google Ads și cu sume de la 6.000 de lei în sus. Și eram, unde, pe ce se duc banii ăștia? Că eu nu-i văd după în conversie, adică nu, ceva nu e bine. Și atunci am tras un semnal de alarmă, a intrat Cristian, s-a uitat acolo pe grafice și gen, vindeam o carte cu 600 de lei sau ceva. Nu, cu 60 de lei. Cu 60 de lei. Pe Google. În condițiile în care, adică ieșeam pe minus. Da. Și ce cred că încearcă Diana să sublinieze, e foarte important să cunoști și tu metricii ăștia. Adică chiar dacă nu ești tu omul pe marketing, chiar dacă nu ești, tu să știi ce faci, ce ar trebui să facă omul. Adică să cunoști domeniul destul de bine încât să poți să-ți dai seama dacă omul face o treabă bună sau nu. Uite, noi, spre exemplu, la următorul proiect pe care vrem să-l lansăm, am zis clar, nu ne luăm niciun om la început. Facem noi tot, ca să ne dăm seama exact de ce avem nevoie și de ce trebuie făcut ca să putem să transmitem mai departe. Chiar dacă faci o treabă mai, nu știu, mai de mântuială, dar înveți tu și după aia, ca să o duci după aia de succes, atunci iei pe cineva care știe și știi ce să-i ceri. Așa am făcut și acum la început cu cartea, fără să știm. Adică aveam un grup de prieteni care ne-au ajutat și care au fost alături de noi, cărora le mulțumim, dar noi făceam cot la cot cu ei tot ce era nevoie, adică de la efectiv de când intra comanda până când ieșea comanda de pe ușă și efectiv tot, cu facturi, emiterea VB, contabilitate, tot, am trecut noi prin toți pașii ăștia ca să știm la rândul nostru să dăm mai departe, pentru că de la un anumit punct încolo e foarte important să delegi. Mie mi-e foarte greu să fac chestia asta, încerc ușor, dar e foarte important. Și n-ai cum să delegi ceva ce tu nu știi. Da. Sau deci până să creezi o afacere... Ai nevoie de multă muncă în spate. Adică să știi ce faci, să știi foarte bine audiența,
avatarul de client, la fel, documentați-vă dacă nu știți ce înseamnă, neapărat. Și eu și mie mi-a luat foarte mult timp să fac avatarul. Dar nu să speriem pe oameni. Asta vreau să zic, nu o să iasă totul din prima și nu trebuie ca să te apuci de o afacere să știi că ai avatarul client bine, gata, pus la punct, ai totul bine, gata, pus la punct și atunci ai dai drumul. Nu, multe lucruri se fac și pe parcurs și multe le înveți odată cu experiența și cu eșecul de care te lovești, pentru că noi am fost luni la rând pe minus. Chiar și acum, și acum am avut recent, o perioadă. Ultimele 3 luni am fost 8.000 de lei pe minus în fiecare lună. Cât am fost eu în examen, cât am învățat din ianuarie până în mai, eu am învățat pentru examen și brandul fiind asociat exact cu imaginea mea, nemai scățând content nou, nemai făcând reclame, a afectat foarte mult și am fost, având costuri fixe de 3.000 de euro pe lună, trebuia să le acoperim măcar pe alea. A venit și treaba cu războiul cu Ucraina, care ne-a scăzut de la 70 de comenzi pe zi, ne-a dus la 17 comenzi pe zi, adică de efectiv te distrugea. Costurile pe eduri au crescut cu 20% și alea... Da, trebuie să adaptezi. Exact, asta zic, că toate le înveți pe parcurs, adică noi dacă era... Când am început afacerea, hai că eram super încântați în primele 3 luni, dar după... Gen, efectiv, mă uitam în cont, era zero și mie îmi veniseră OP-urile să le plătesc și aveam termen până pe 25. Și era, de unde facem rost să le plătim? Adică a fost un haos așa. Pe 17 august am făcut poză, aveam 45 de lei în cont. Da, adică... Da, fac parte din proces, asta zic. Da. N-au cum să-ți iasă toate perfect de la început. Asta... Dacă ți-ești perfect de la început, greșești undeva. Asta zic și eu, la fel. Nu sta să citești 15.000 de cărți despre afaceri sau să iei 14 cursuri. Și după aia să te apuci, oricum o să dai greș la început, orice ar fi, o să faci ceva greșit. Pule, pur și simplu. Da. E bine să ai, uite, cum aveți voi, comunitatea, unde te duci și întrebi. Că noi n-aveam de fapt pe cine să întrebăm, asta era o problemă. De la voi în comunitate, păi, imediat, pun o întrebare pe Discord, cum faci aia, sigur primești 2-3 răspunsuri. Da, asta a fost și ideea de mea de bază, adică să-i conectez pe oamenii ăștia, că eu dacă mor, ei ce fac? Își pierd valoarea pe care au plătit-o? Da. Adică eu m-am gândit inclusiv după moarte, cum oamenii ăștia primesc în continuare ce le-am promis. Nu-i învăța, pardonule, dar pește, le învăță să pescuiască. Exact, ca să fie cu adevărat, adică asta îmi place mie, dacă eu vreau să mă asigur că comunitatea mea ajunge la un nivel, brandul meu o să bubuie, adică nu e o chestie neapărat altruistă pe care o fac. Că odată cer prețul și în al doilea rând rezultatul lor, știi? Bă, ăsta a fost la mine sau este la mine în comunitate. De asta a ajuns cum a ajuns, că a fost acolo și a învățat niște chestii, le-a aplicat și se și cunoaște cu toți ăștia alții. Asta vreau să se audă despre mine, știi? Adică mă gândesc foarte mult la brand și brandul durează până ai construit. Corect. Și mai era o chestie care cred că și la tine am văzut de curând, cu care empatizez foarte mult. Poți să faci 100 de lucruri bune ca să-ți construiești brandul, dar ai nevoie doar de una greșită ca să ți-l distrugi. Mm-hmm. Da. E foarte important cum ajungi în business-ul ăsta. De fapt, în toată treaba asta de business, fie că faci brandul tău personal, fie că faci brandul pe business, să ai grijă foarte mult ce ești dispus să faci încât să ajungi la rezultatul la care, pe care ți-l dorești. Nu contează foarte mult cât de jos ești pregătit să te cobori ca să faci o chestie. Și dacă ești pregătit să duci prea jos, o să te duci jos de tot. Adică trebuie să ai grijă foarte mult. Băi, cred că am acoperit cam tot ce înseamnă business-ul vostru. Aproape. Ne vedem din ianuarie când lansăm și altă idee. Ok, și aștept și eu invitația la urmă. Să fiu unul dintre speakeri. A, da? Da. Ok, bine. La Pitești sau? Nu, la București. Da? Bun. Mă rog, la un... Deci, da, pentru cine îl caută pe Cristian, Cristian Stan peste tot? Da, pe toate... Toate canale, și pe YouTube. Și pe YouTube, da. Aveți împreună un podcast. Da. Vorbiți de foarte mișto. Am fost acolo și la voi. A fost foarte mișto. Cu sunetul mai slăbuză. E ok. Ăsta a fost de vină, dar acum nu o să fie. Eu știu să-l folosesc. Ok. cam atât a fost despre o afacere cu cărți. Am povestit și un pic, inclusiv la mine, dacă vă uitați la clipurile de acum 2 ani, ceva de genul, aproape, am povestit cum am făcut treaba asta cu cărțile. Nu e wow, e practic la bază principiul de business. Adică să ai avatarul de client, să știi care sunt clienții tăi, ce vor, care e cererea. Și să le oferi produs. În tot business-ul ăsta pe noi ne entuziasmează un singur lucru. Faptul că tu efectiv ai oferit încredere la X număr de oameni, că sunt 35.000, 40.000 sau 1 milion, cum îmi doresc eu să ajung, că 35.000 de oameni au avut încredere să apeleze la ceva ce ai făcut tu. Mie asta mi se pare senzațional. Imaginez numai 35.000 de oameni așa cum stau fiecare, știind că au luat ceva de la mine. Și mie mi se pare wow. Că pentru că știu că de acum înainte, folosind ce am învățat aici, o să pot să scalez orice îmi doresc pe baza acelor principii. Foarte tare. Deci cam atât pentru azi. Dați și voi un subscribe, da? Și dacă vreți mai multe detalii despre business, afaceri, canalul meu numărul 1,
Cristian Stan, în rest pe tot internetul, și Diandra. Diandra simplă. V-am pupat.